Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vom juca un simulator pe Roblox. Eu sunt Alexandru și nu uitați să dați like. Și dacă mai vreți episoade și v-a plăcut acest episod, abonați-vă! Bine, suntem pe un simulator de pe Roblox, se numește Fighting Simulator. Asta nu știu ce are, dar mă cam enervat. Nu mă încoace. E tu o pupă de mărimea mea, doar că s-a făcut mic. Că a intrat la chestiile alea și eu nu-mi permis să intru acolo, că sunt prea multe bug-uri și mai ales trebuie câțiva bani. Da, și dacă vă întrebați cum de sunt aproape atât de mare, este din cauza că am cheltuit ceva bani, numai ca să fiu atât de mare. În felul ăsta am făcut mușchii ăștia. Ochelarii. Mamă! Caracterul meu este în pământ. Da. Și mi-amintesc eu că nu era pe acest loc. Înainte, cum să spun, nu erau alea să ridici, nu erau bandele astea de alergat. Da, uite, a apărut și o rachetă cu care pot să zbor, dar eu nu mi-o permit acum pentru că îmi trebuie 36 de lei ca să intru în racheta aia. Bine. Știu că racheta asta de acolo este cea mai bună. Ăsta nu știu ce are. Dar las că eu trag și îl învăț minte. Dă-te! Fugi! Ce ne facem? Că... Mamă, ăsta trișează rău. Deci de ce a venit în spatele meu? Deci... Treci pe ăsta. Mă așteaptă la bătaie. Ia uite. Mamă! Fugiți! Vine sfârșitul lumii! Oh my god! Deci, aproape că trișează. Deci, îl învăț eu minte prin exterminare. Ia. Nu știu dacă vreau să se mai facă ceva, dar asta văd că vrea să ne bată pe tine. E de mărimea mea, dar că s-a făcut mic. Habar n-am de ce. Bine, hai, până aici. Îmi iau și un skin. Hai că îmi iau de aici o cutie. Ulo! Costă puțin cutia asta. Dar ok, ne luăm. Sper să stea asta așa aici acum. Cutia. Uita. Îmi iau pe cea mai... Bine, aia era de 400 cea mai scumpă, dar nu vreau să risc. Adică după ce mai fac? Flowers? Nu! Nu flori, te rog! Hai că e bună și asta cu flori. Purple slime.
E bună și asta. Dar nu e bun. Da, bă, n-am de ce. Ce trebuie să fac cu asta? Habar n-am. Aaa, vine înapoi. Și ăsta vine aici. Ce crede? Unde este ea? Uleu. Nu știu, cred că o fi mai mare decât mine ăsta, dar e acum mai mic. Cred că a câștigat la chestiile alea. Ia un pic. Că fac eu ceva aici. Super tare. Costă bani. Bine? Deci aici sunt eu. Și observ că nu prea am prea multe. Mai deschid una. Hai că mi-o deschid și pe asta. Cu ce o să mă ajute asta? Cu nimic. Habar n-am cu ce, dar sper să mă ajute un pic. Rău de tot, un pic. Pentru că sper că mai pot să-mi iau 5 de alea ieftine. Ah, bine, sunt de iau. O, de, cream că sunt de 10, nu de 100. Mai am încă 50. Oh. Bine, e clar. Trebuie să încerc. Măcar poate o să câștig chestia aia. Nu știu cum pot să dai cu piciorul așa. Cred că o câștig. Sau ce cumpăr. Habar n-am, dar o să vedem. O să vedem cum? Cum putem? Se miră. Asta are forță. Ia, dacă are forță, mă bate pe mine. Sau iau apărarea. Nu, cred că își bate. Mamă, ce vreau ăsta? Da, ia apărarea. Uite, mă, ia-te. Na, de aici. Mai pus la pământ, gata. A, credeam că nu eram pus la pământ și ce credeam pus. Hai, mă, că ești tare. Na. Mai ești tare? A? Mai ești tare? Ia, ia, mai ești tare, omule. Ești bine? Așa, așa știam eu că ești. Bine, ok. Și tu vrei să... Vrei bătaie? Se apără și de mine. Cred că și-a dat seama. Cred că n-am făcut ceva foarte bine. Nu? Nu contează. Deci aici astea scumpe rău astea. Scumpe. Poate grob. Nu știu. Un pic foarte greu. Nu e prea tai. Așa. Bucă-te. Se bucure ăla că are prieten la pământ. Uf. Nu înțeleg de ce se întâmplă mereu asta. Salutare și bine v-am regăsit la un episod. Eu sunt Alexandru, astăzi ne vom juca Criminal vs. SWAT. Hai, Alex SWAT, că SWAT e mai bun. Și văd că câștig mai mult cu SWAT. Sper să nu vină vreo unul în bancă de la Criminal să-mi fure de acolo. Aia de aur trebuie să o iau eu. Și știu că aia e misiunea. E misiunea mea să iau aia de aur. Mamă, sunt lunetiși pe aici. Ce asta? E criminal. De ce? Apăr. Îmi iau asta și sigur nu o să tragă mine. Bine, asta e doar pentru pistol, dar de două ori trebuie să tragă în mine cu racheta ca să ne extermine. Bine, ok, nu cred că o să mă vadă prea curând, dar văd că nu sunt prea priceput și sunt priceput pe
cineva care nu te lasă în pace. Bine. Ok. Văd că sunt... A luat un criminal prostie de lingou de aur. Uite ce se trage mine. De ce trage mine? Vine înapoi. Spune-mi de tot. Am plecat. Gata. Gata, nu mai poți să tragi mine. Gata cu joc. Nu mai poți. Nu mai poți deloc? Ei, ei, ei. Sper că n-ai de gând să faci asta. Că nu e frumos. Bine, a scăpat de el. Oh, nu! Nu! Asta mă ajută și pe la spate. Bă, că nu merge. Nu, cred că mă ajută și pe la spate. Hai că mă dau eu așa repede. Pentru că vine ăsta aici. A, are din aia. Păi îți dai seama ce să facă și ei. Ce să facă decât să vină aici și să-și bată joc de toți. Așa. Să vedem noi. Da, văd că a venit un criminal pe aici, dar s-a ocupat băieții de el. Și asta e foarte bine, dar sper să nu fie unul cu barca, că după pierdut. Mamă, fetele de sânge pe jos. Cred că știu de ce e criminal versus SWAT. Poliția cu criminali. Nu mai aproape, că dacă vine unul și vrea să-mi fure aia de aur, nu mai știu ce să mai fac. Să vă călăt. Hai că o duce cineva înapoi acolo. Și ceea ce e foarte bine e că o duce până la urmă și pot să-mi o iau înapoi de aici. Dar sper să nu vină iar el același. Dar cred că nu știu unde să o pună. Bine, o să vă arăt și eu cum e misiunea. Cum puteți... Cred că am mai pus... Hai bine, până apare iar aia de aur. Că o pune. Uitați, aici e o rangă. Sunt câteva din astea mai tari. Dar noi, până la urmă, dacă n-o să mai vină aia, o să trebuiască să o luăm noi de acolo cu forța. Dar e în baza la criminal și cum o luăm noi de acolo. Hai că mai vine criminalul. Cum? Trebuia să găsesc cuțitul ăla mai repede. Bine, băieți, dacă totuși mai ai aia de aur acolo, o să trebuiască. De ce o ia? De ce? Ar fi trebuit să mă bag și eu la criminal, că poate mergea mai bine. Nu, cred că de data asta o să meargă, că nu știe ea despre ce e vorba la misiunea asta. Ba, cred că vine aici. Uite-l și pe ăla. Nu, e ea de fapt, acolo. Hai că o să trebuiască să meargă... Nu, ea e acolo. O să trebuiască să... Tycoon Sniper. Știți să Tycoon Sniper e super tare. Și aproape îl țintem. Hai, vină un coace, omule. Că știu că pot să faci. Mă duc cu cuțitul, că e mai ușor. Așa. Stai mă că e bucata mea de aur, eu trebuie să o iau, eu trebuie. Hai să fugim de aici până vine aia. Să plecăm că altfel... Mamă, dar e doar o dată de aur, nu pot să-mi iau totul cu o singură dată de aur. Știu că mi-am mai luat din asta de aur, dar... Hai că-i tare, uite-și pe ăla. Vrea să ne tragă... Vrea să ne tragă direct în piept.
pușca? Nu, nu cred, nu cred, n-are cum. Să ne țintească la viteza asta, nu prea cred. O fi el lunetit, dar nici chiar așa bun. Cred că o să trebuiască să mă duc în vaporul ăla, pentru că o să trebuiască să apăr baza și să pun scutul. Pentru că poate să vină aici și să-mi fure aia de aur. Știe că eu am furat-o. Pentru că arată aici jos că au luat-o ăștia de la SWAT. Și practic eu am luat-o, da, dar misiunea asta chiar a fost succes. Înainte nu erau așa pricepuți toți, că erau un pic mai prostuți pe level și nu știau că trebuie să vin acolo și o luam pe rând, pe rând. Nimeni nu mă deranja, era super. Dar văd că ăștia s-au cam prins de gol și văd că unul e neserios și trage de mine. Las că vede el. Că n-o să vin acolo, că nu e. Dacă, o câineră, că n-ai voie aici, da? Uite, vine și ăla. Ce face asta, mă, ce? Nu te pune cu mine, băiete! Hipera! Hipera aia nu cred că mai e pe hartă. Dar știu că trebuie să rezolv treaba și să iau aia de acolo. Uite, e un prieten. Sigur nu e acolo. S-a băgat în clădiri, dar ar trebui, uite să zice unul. În cofia. S-a dus în cofia. Și o să trebuiască să iau și aia de aur. Hai mă că a luat-o repede ăla, nu în cofia de la mine, de la bază. Ăla la altă. Nu-i văd bine, dar știu că este de la criminal, pentru că arată. Repede, repede venim aici. Terminăm tot. Bine, dacă mai vreți episoade, puteți să apelați la mine pe YouTube. Așa. Și apelarea e printr-un like. Și de-aia vă spun să nu uitați să dați like și să vă abonați. Vă să deșteaptă. Se ia cu mine. Ah, ba nu, e ăla, băiat. Știu că au amândoi același nume și e una fată și un băiat. Dar nu se pune niciunul cu mine. Cred că le e frică să iasă, pentru că te afectează cu jumătate dacă... Dar dacă nu ai vestă antiglon, nu mai merge. Deci te prinde din prima și te omor. Dar nu se pune ăsta cu mine. Las că eu te am un vizor. Pentru că a luat aia de aur, mi-e ușor să-l văd. Cum? A luat-o pe partea cealaltă, dar las că o să-l fac eu, să-i fie mai frică. Ia. Hai că vine, 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 vine. Hai, ce-am văzut. Nu! Uite câte uite-l, uite-l. E ăsta din... Ce naiba mai e și asta? Habar n-am, dar nu vreau să aflu. Ei bine, poate o să trebuiască să vă arăt și update-ul meu. Nu știu, n-a aflat nimeni de ăsta. O fi aflat? Nu cred. Dar ce e foarte bine că n-a aflat nimeni. Nu, se duce. Bam.
Știam eu, pentru că mai erau 5 secunde și urmează următoarea hartă. Dacă e poate să fie aia cu una, dacă e poate să mai fie și aia la altă cu... mea. A, cu diamantul și din alea, ori mai multe. Și o să trebuiască să le luăm. Cea mai ușoară este aia cu diamantul. Dar poate te așteaptă alții afară și nu sunt din echipa ta. Bine, vedem că poate ieșim pe celălalt nivel și asta e. Așa. Chestem. Văd că sunt tot mulți și totuși bine. Văd că sunt foarte mulți care aleg. Uite, deci e asta cu harta nucleară, că am citit acolo sus. Nu știu dacă ați văzut. Dar pe harta nucleară trebuie să vă luați barca. Pentru că altfel puteți să vă scufundați. Adică nu știu care e logica acestui nivel, dar... pentru că după... Nu, cred că o să stai acolo ca lunetist și o să facă ce trebuie. Ca să mă apere pe mine, că poate să vină ăla acolo să-mi fure comoara. Văd că se vede acolo jos. Da, cât de în ce merge ăsta? Zici că suntem la plimbare, suntem într-o misiune. Și uite, văd că e unul deja acolo, ia uitați. Ia uite, vine aici, tot zici că e armată. Ia, mea și eu trebuie să o termin. Mai ăștia au luat bucată de aici. Uleo! A mai spus cineva că nu trebuie să greșim la astea. Da, cred că nu o să trebuiască să mai luăm alea, dar știu că este o chestie de aia toxică și în aia trebuie să o luăm noi, să o aducem aici. Uitați care este poza, uitați. Cutiuța asta mică, să putem să o luăm de aici, dar ne arată ce va trebui să luăm. Și este chestiuța asta mică, care trebuie să o găsim acolo și vedem că este verde și acolo nu dăm seama. Da. Și... bine, ok, poate o să pară ciudat, dar o să merg acolo, peste ăia, și nu o să-i las să vină. Hai bine că au luat ăștia din echipa mea, ei repede de acolo comoara, văd, așa o să. O să iau eu repede cu barca, să se salvez. Asta nu mai știu unde să se ducă. Hai bine că, văd că și la mine merge barca încet. Să observ. Bine, nu la toți merg băcile așa. Wow, nu trebuia să fiu șofer. Chiar așa sunt, nu pot să ajung nici la... Hai bine, o să mergem la baza lor. Încă nu v-am arătat baza la criminali. Eu o știu de foarte mult timp, dar... am mai văzut-o de foarte multe ori. Dar e greu pentru că se pot urca aici și ți-o trag în avion. Mai bine e cu elicopterul ăla, dar tot mor pentru că elicopterul ăla n-are sus direct cu elicopterul ăla. Legeți? Dar noi să va trebui să luăm un avion de genul ăsta. Sper că nu a luat de acolo. Pentru că Hydra, dacă o ia de acolo, înseamnă că nu mai pot eu să iau decât dacă eu trage în Hydra. Văd că sunt două Hydre, deci o trebuie să ne mai așteptăm. Da, hai că merge. Cred că am luat-o tot de acolo, dar... Văd că se duc în partea aia, deci înseamnă că e acțiune mare. Dar mai întâi o să trebuiască să vă arăt baza. Sper să nu tragă ăla cu bomba mine, pentru că sunt nerăbdător, poate și voi, ca să vedeți baza lor.
Și dacă se strică priveliștea și sunt prea mulți aici și vor să ne omoare, uitați, asta este baza. Este foarte mare diferența, dar cel mai bine este să fie aici poziți, știi de ce? Pentru că mai ușor e elicopterul de echipă, pentru că uitați, elicopterul de echipă e acolo și la noi ați văzut unde era elicopterul de echipă de un loc. Sper să nu se urce, da, chiar acolo s-a urcat. Hai, sper să... Bă, că am reușit să... să explodez elicopterul ăla, dar... se poate să se ascundă, uitați, uitați-le. Vino înapoi, unde crezi că te duci? Bine că este cam greu să ținte și la viteza asta avionul. Văd că tot s-a ascuns, dar tot la mine. Bună, prietene, mamă, să-i facem o farsă, ce ziceți? Vine! Nu aici! Hai bine că poate pot să iau aia, dar sper să mai vină un echipaj în barcă ca să mă ia și pe mine de aici. Că altfel... Te vezi? Mai dacă îmi dau o reset. Dar văd că nu am cardul. Deci am scăzut doar jumătate din viață și mai are încă jumătate. Ei, da, ne vom revedea și altă dată. Nu uitați să striviți butonașul de like. Și dacă mai vreți episoade, puteți să vă abonați. Ne vom revedea data viitoare.